Peste 300 de pachete de țigarete de proveniență duty-free și din Republica Moldova au fost găsite de oamenii legii în casele a doi cetățeni din Adășeni. Percheziția domiciliară a fost organizată ieri, deoarece bărbații erau suspectați de contrabandă, iar aceste presupuneri li s-au confirmat. Aceștia nu dețineau documente legale de proveniență și totodată știau că provin din astfel de acțiuni ilegale. Activitățile au fost desfășurate de polițiștii din Seven și de cei din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale. Cu ocazia perchezițiilor la locațiile vizate au fost descoperite și indisponibilizate 392 de pachete de țigarete de proveniență duty-free și Republica Moldova, pentru care persoanele în cauză nu dețineau documente legale de proveniență și despre care cunoșteau că provin din activități de contrabandă. De asemenea, tot ieri un bărbat a fost introdus în penitenciarul Botoșan pentru comiterea infracțiunii de colectare, deținere, producere, transport, preluare, depozitare, predare, desfacere și vânzarea bunurilor și mărfurilor ce trebuiau a fi plasate în regim vamal. Bărbatul, în vârstă de 46 de ani, domiciliat în Dorohoi, știa că acestea provin din contrabandă sau erau destinate acestui fel de acțiune. Individul va petrece un an și patru luni din viață în spatele gratiilor.